Ok, cred că putem începe deja. Uh, salutări tuturor și bine ați venit la ultima sesiune din uh, această serie de Apex Office Hours în română uh, pe tema JavaScript în Oracle Apex. Numele meu este Ștefan Dobre și sunt membru al echipei de dezvoltare Apex în Oracle, unde Lucrez uh, la multe aspecte din Apex, cum ar fi infrastructura de pluginuri pe care o îmbunătățim uh, cu fiecare versiune, um, uh, multe aspecte de backend, cum ar fi uh, session state managementul. Um, lucrez și la developer experience, um, în principal pe um, pe partea de code editor și integrarea editorului nostru de cod în toată uh, interfața din builder, um, dar și la alte lucruri cum ar fi um, rich text și markdown. Uh, de exemplu, markdown uh, editorul din din backend sau rich text markdown parserul din backend sau rich text editorul din frontend. Uh, recent am uh, început să lucrez și la integrarea uh, MLE în APEX, MLE fiind Multilingual Engine, um, adăugat uh, bazei de date 21C, uh, care ne permite să executăm JavaScript în baza de date. Dar nu despre asta vom vorbi astăzi, nu despre JavaScript în baza de date, nu despre JavaScript într-un uh, server Node.js, DJS, ci JavaScriptul ăla clasic care rulează în browser. Uh, această sesiune este mai mult pentru începători. În, uh, în JavaScript, deci chiar o vom lua de la zero. Haideți să începem. First things first, ce este JavaScript? JavaScript este un limbaj de programare folosit pentru dezvoltarea web. El lucrează foarte aproape de HTML și CSS și este foarte bun la a ori a compune HTML, ori a altera sau manipula HTML-ul după ce pagina noastră a fost randată. JavaScript este executat de browser și în browser. Poate codul vine dintr-o bază de date, de pe un server, de pe internet, de pe undeva, dar codul va fi parsat și uh, executat de browserul userului local. Și clar este uh, cel mai folosit limbaj de programare din lume uh, de departe, chiar dacă e să ne luăm uh, după uh, studiile făcute de cei de la Stack Overflow în ultimii mulți ani. Ok. La ce ne ajută totuși JavaScript în contextul Apex? JavaScript fiind atât de aproape de DOM sau de pagina web este foarte folositor la a asculta și a reacționa la diverse evenimente care se întâmplă pe pagină, de exemplu avem un buton, utilizatorul apasă pe acel buton, vrem să știm uh, când uh, a fost apăsat acel buton și să facem ceva, să reacționăm cumva. Ori să dăm submit la pagină sau alte chestii mai interactive care nu um, care nu au legătură încă cu serverul. Rămânem în browser, facem uh, ceva doar în browser. Um, sau alt use case, uh, un uh, user tipărește ceva în, într-un text field și noi vrem să ascultăm um, și să poate să validăm live ce tipărește acel user acolo. Să-i zicem, hei, ceva e greșit aici, um, repară înainte să dai save. Astea sunt niște use case-uri uh, clasice. Uh, un alt aspect uh, la care ne ajută JavaScript este configurarea avansată a componentelor și o să am exemple concrete mai încolo. În Apex, nouă ne place să avem setări declarative, toggle-uri, select listuri și așa mai departe, pentru fiecare componentă. Dar există componente foarte complexe, foarte mari, un interactive grid sau un jet chart. Acestea au sute de setări Sub capotă. Dar, totuși, noi în UI nu vrem să le arătăm pe toate. E, e prea mult. Dar Apex oferă posibilitatea unui dezvoltator să folosească JavaScript și să seteze orice ar vrea pe acea componentă înainte de, de randare. Dacă dorim să Creăm componente noi care nu există în Apex, va trebui să folosim JavaScript. Ca exemplu, m-am gândit la un chatbot. Nu avem un chatbot în Apex încă, dar dezvoltatorii pot crea astăzi o astfel de componentă folosind PLSQL, HTML, CSS și, desigur, JavaScript. La ce altceva ne mai ajută și la integrarea uh, third-party libraries. Suntem în lumea JavaScript, care are o comunitate imensă și există în lumea open source, uh, probabil milioane de, uh, de asemenea uh, biblioteci pe care noi le putem uh, um, folosi în aplicațiile noastre Apex. Dar nu e totuși așa simplu, nu putem doar lua file și-l aruncăm în aplicație, Trebuie să scriem acolo cel puțin câteva linii de JavaScript pentru a face această integrare. Ok, înainte să începem să, să scriem JavaScript, um, cred că e o întrebare interesantă de ce să nu folosim JavaScript. JavaScript este cod. Mai mult cod, mai multă muncă, uh, mai multe baguri, clar. Dacă avem posibilitatea să folosim uh, funcționalitățile APEX native, un dynamic action, de exemplu, uh, ar trebui să-l folosim pe acesta. Ar trebui să folosim JavaScript doar când APEX nu știe deja să, uh, să facă ce, ce vrem noi să facă. Um, când vine vorba de JavaScript, există totuși riscuri uh, când facem un upgrade de APEX ca... Acel fragment de JavaScript pe care l-am pus noi undeva în, în aplicație să nu mai funcționeze. De ce spun asta? Deci, noi avem două release-uri pe an. Dacă ești un client on-premises, îți poți face upgrade când vrei tu, deși de obicei dezvoltatorii sunt destul de up-to-date și fac aceste două upgrade-uri anuale. Pe cloud, nu prea ai posibilitatea să refuzi un upgrade. La un moment dat vei fi upgradat automat. Cu fiecare upgrade de Apex, unele lucruri se schimbă, de exemplu, HTML-ul și CSS-ul generat de, de Apex. Noi putem garanta că componentele noastre native vor continua să funcționeze după un upgrade, dar codul custom scris de un. De un client sau dezvoltator care poate accesează um, sau face referință la un, un nume de clasă de CSS sau un element de HTML, poate acel cod nu va mai funcționa. Asta nu putem garanta. Deci, cu cât mai mult cod JavaScript, cu atât uh, mai mult va trebui uh, testat după fiecare upgrade. Și în spiritul low code. Uh, Apex este o platformă low-code, nu dorim să, să scriem mult code totuși, suntem leneși. nu? Vrem să dăm click de trei ori și să, uh, să avem aplica aplicația creată. Dacă totuși uh, observați că ceva care ar trebui să existe în mod nativ și declarativ nu există și de-aia trebuie să folosiți JavaScript, spuneți-ne. Avem aplicația asta, apex.oracle.com/ideas, unde ne puteți comunica ideile voastre um, și pain points, de ce nu. Um, și putem, poate, vom integra acea idee într-o versiune pe viitor. Deci, celul nostru este ca utilizatorii, ca dezvoltatorii, să nu trebuiască să scrie uh, vreodată JavaScript, doar atunci când vor. Ok, haideți să continuăm cu prima linie de JavaScript. Dar înainte aș vrea să fac, să diferențiez între PL SQL și cum el este el executat și JavaScript. Cred că e important de înțeles de la început. Deci PL SQL este rulat de baza de date în baza de date. Uh, și acum vorbesc de, să zicem, o comandă ad hoc pe care aș vrea eu să o execut acum, și nu ceva deja stocat. Cum execut niște PL SQL întâi? Ei ne trebuie o interfață care să comunice cu baza de date. Există SQL Developer, dar există și acest SQL Commands în Apex. Haideți să executăm repede uh, uh, un. Uh, DBMS output, put line, ceva de genul. Begin and Salutări, control, enter. Ce a făcut Apex acum a fost să ia acest cod, să-l trimită bazei de date, să-l execute și se întâmplă să primim un, un răspuns înapoi. JavaScript este puțin diferit. Să-i fac duplicat la acest tab și haideți să creăm o aplicație nouă cu care să ne jucăm de acum încolo. O să o numesc JavaScript. Deci vrem să facem același lucru, dar în JavaScript, să printăm o, ceva, un cuvânt. Ok. JavaScript este executat de browser. Fiecare browser vine cu un set de developer tools. Developer tools le găsim când dăm click dreapta pe orice site și apăsăm pe Inspect. Aici vedem um, multe lucruri, dar cele mai importante uh, sunt structura paginii în, uh, în HTML, asta este ce generează Apex, avem chestii legate de layout și CSS, dar cel mai important avem aici consola noastră de JavaScript. Și aici putem um, scrie prima noastră linie de cod. Hai să facem aceeași chestie, dar în JavaScript facem un console.log. Salutări. Dăm Enter și ne-am primit răspunsul. Acest cod nu a fost trimis nicăieri. El a fost executat local doar în browser. Asta e marea diferență... Um, Dat un mic zoom aici, uh, asta este diferența dintre PLSQL și JavaScript. Ok, dar asta e puțin plictisitor să facem console.log. Hai să folosim JavaScript la um, ceva la care se pricepe mai bine și anume să interacționeze cu aceste elemente de HTML. Um, vedem aici acest heading. Hai să încercăm să manipulăm sau să schimbăm acest titlu de pagină ce e asta? Vedem că este un element H1. Ok, am înțeles. Folosesc acum jQuery. să um, vedem H1. Încerc să selectez acel element. Văd că sunt două pe pagină. Ok, nu știu, îl vreau doar pe primul. Ok, ăsta e elementul meu. Iar dacă scriu acum tot text și scriem altceva, hai să-l schimbăm în salutări. Enter, am schimbat live uh, acel content de aici. Um, însă, Această schimbare e doar la mine local. În copia asta de uh, a, a paginii. Alți utilizatori nu vor uh, avea schimbarea asta, nici măcar eu după ce dau refresh. Dacă dau refresh la pagina acum, s-a întors la JavaScript. Deci este ceva temporar. Folosim uh, consola doar. Să testăm un, un fragment de cod. După ce l-am testat și știm că îmi funcționează, el poate fi mutat uh, după aia în Apex. Ok. Acum, unde pot scrie JavaScript în Apex? M-am jucat în consolă, am niște cod care funcționează, dar vreau efectiv să-l folosesc, să, fie, uh, să, fie, să se aplice tuturor utilizatorilor. Avem două atribute la nivel de pagină, orice pagină are atributele astea. Function and Global Variable Declaration și Execute When Page Loads. Hai să începem cu astea. Mergem la pagina 1. Apăsăm aici pe Page 1 Home, care este primul nod în acest arbore. Dăm scroll down puțin până ajungem la secțiunea de JavaScript function and global variable declaration. Pentru toate atributele astea avem și help text. Dacă apăsăm pe help, ne ajută. acest box sau atribut sau whatever este folosit la a declara variabile sau constante pe care le vom folosi mai încolo global. Ce altă componentă va avea acces prin în JavaScript la ce declarăm noi aici. Hai să-l numim pe ăsta Greetings. Greetings egal salutări. Ok. Dăm un run. Am declarat acea variabilă și este um, în memoria aplicației acum, dar nu o văd nicăieri, pentru că n-am folosit-o nicăieri. Dar dacă scriu aici în consolă Greetings, o pot accesa. Deci ea există. Pentru asta este Functioning Global Variable Declaration. Haideți să facem efectiv ceva cu aceste informații. Execute on page loads. Va executa acest cod când uh, pagina se se randează. Putem și extinde acest editor și putem scrie console log Și vedeți că avem și puțin IntelliSense aici, deci știe deja de existența acestei uh, variabile sau constante. Dăm un run. Și vedem salutări în consolă. Deci, am um, creat o variabilă și am folosit-o. Um, nu e foarte interesant, dar uh, one step at a time. Eu personal nu sunt un mare fan al acestui execute on page load um, sau execute one page loads. E puțin ascuns și mereu trebuie. Trebuie să verific, mai pagina asta are niște cod acolo sau nu are. Eu prefer să folosesc Dynamic Actions pentru așa ceva. Un dynamic action are un event și o acțiune, una sau mai multe acțiuni. Eventul acestui Dynamic Action pe, la, pe care l-am creat, hai să l numim, îi dăm un nume, Print Greetings. Eventul este Page Load, deci are același trigger point ca celălalt atribut, iar un true action uh, poate fi execute JavaScript code. Aici avem multe chestii declarative, uh, dar una foarte generică care ne lasă să facem orice execute JavaScript code. Haideți să luăm acel cod de aici și să-l punem aici. Dăm un run la pagină. De ce am văzut asta de două ori. Ok și vedem salutări. În... Deci am făcut același lucru numai că puțin diferit. Am folosit un Dynamic Action și nu acest atribut. Dar dynamic actions nu sunt doar pentru page load, sunt și pentru button click. Haideți să facem asta. Creăm un buton, îl lumim print greetings și mutăm acest dynamic action să fie executat când dăm click pe acel buton și nu on page load. Deci schimbăm acest event din page load în click, button, print greetings. Dăm un run. Print greetings, print greetings ne printează ceva frumos în consolă. Foarte frumos. Deci am scris prima noastră linie de JavaScript și chiar am integrat-o frumos în, într-o pagină de Apex. Dar totuși, doar să printăm ceva nu e foarte interesant. Ce alte funcționalități ne mai oferă Apex out of the box? Mă refer la niște API-uri. Vreau să fac ceva mai interesant pe, pe, pagină, nu doar să, să printez ceva în consol. Pentru asta ne vom duce la Documentația noastră de API-uri Și aici avem un shortcut Apex.oracle.com Slash API E cunoscut de majoritatea um, Dezvoltatorilor Apex Dăm un click și ne duce la API-ul Pentru PLSQL Dar noi nu suntem În PLSQL Noi suntem în JavaScript acum Pentru cel de JavaScript Scriem JS API Și am ajuns la Oracle Apex, JavaScript API Reference. Uh, multe informații utile aici. Recomand să, să citiți acest uh, document, explică totul foarte bine. Dar ce ne interesează pe noi sunt aceste namespaces din stânga. Un namespace pentru un programator de PLC ar fi echivalent cu un, un package, să spunem. Dar în termenii de, uh, de JavaScript avem un obiect global Apex care are mai multe sub-obiecte și pentru că acestea conțin um, utilități, de exemplu, apex.message uh, are doar utilități de, um, de notificări, să spunem așa, um, l am numit noi un namespace, este doar un termen de JavaScript. Um, acest namespace este global. Deci toate paginile Apex au acces la el. Când scriu aici Apex, am acces la toate aceste funcționalități. De asemenea, clar, și în, în builder aici. Dar haideți să folosim una dintre ele. Ce avem aici interesant? Dacă mă uit la Apex, văd acest ENV. Asta este destul de interesant. Apex.ENV ne oferă informații despre contextul nostru actual. Să mai dau un mic zoom aici. Poate se vede mai bine puțin. Apex.ENV. Ce avem aici? Avem App ID. Așa obținem uh, ID-ul aplicației în JavaScript. În PLC-ul am fi scris, am, folos, am fi folosit uh, sintaxa asta. Dar în JavaScript folosim Apex Env. Ce mai conține asta? Mai avem și Page ID, mai avem și Apex Version, poate e uh, de interes. Le avem pe toate aici. Dar astea sunt doar niște informații statice. Vreau să vă arăt, nu voi trece prin toate namespace-urile, dar toate sunt interesante, în acest Apex Message. Și aici vedem toate funcțiile pe care le conține. Avem Show Page Success. Asta sună foarte interesant. Copiez această linie de cod și o testez la mine în, în consolă. Dau Enter și văd că mi s-a arătat acum un un success message. Nu am comunicat cu serverul, ci doar am creat un success message prin, prin JavaScript. Nu s-au schimbat nicio setare, este doar, ar fi fost orice text i-am fi scris aici. Um, show pay success, foarte interesant. ce îmi place mie însă mai mult este acest show errors. Pentru show errors, haideți să creăm întâi un page item, să facem lucrurile puțin mai interesante. P1, o să-l numesc P1 text. Ok. La ce mă ajută pe mine uh, API-ul ăsta este să arăt o eroare sau un warning pe lângă acest text field. Hai să-l folosim. Ok, show errors, poate lua un array de erori, dar pe mine mă interesează doar una. Puțin formatting pe aici. Um, cere numele page item care e pe unul text și spun uh, um, valoare invalidă. Dau Enter și... Acum văd o eroare la nivel de pagină și eroare la nivel uh, de item. Deci, Apex Message conține foarte multe uh, asemenea funcționalități. Dar hai, totuși, să-l integrăm în Apex și nu doar să ne jucăm în consolă. Mă gândesc să-l folosim pentru a valida live uh, valoarea acestui uh, text field. Să zicem, dacă conține un anumit cuvânt. Trebuie să anunțăm utilizatorul că n-ar trebui să conțină acel cuvânt. Să zicem. Deci, dăm click dreapta pe P1 text, dăm Create Dynamic Action, lumim ceva gen on P1 text change, este automat setat pe change. Și avem aici un action. Iarăși dacă am fi avut uh, ceva nativ de validat, probabil am fi folosit asta, dar nu avem, așa că ne scriem. Logica în JavaScript. Și haideți să îl punem aici. Um, totuși, am vrea să citim, să facem chestia asta um, condițional. Deci, trebuie să citim valoarea itemului. Cum citim în JavaScript valoarea unui um, page item? Ne uităm în documentație. Văd aici apex.item apex.item ia este de fapt o funcție care ia ca parametru um, numele acelui, numele unui item, ne returnează o interfață și vedem aici un get value și un set value. Hai să le încercăm. Scriem aici ABC și scriem get value. Oh, ne dă valoarea corectă înapoi. Hai să încercăm și un set value. 1 2 3 Super. Am folosit JavaScript să updatăm valoarea acestui input field. Um, mai nou avem și opțiunea asta: apex.items. Punct pe text. Deci, deci putem scrie numele itemului direct și nu ca un parametru la o funcție. Și putem folosi punct value. Asta ne dă valoarea și așa setăm o nouă valoare. Mie îmi place mai mult uh, felul ăsta de a interacționa cu cu itemuri. Ok. Acum știm să-i citim valoarea. Haideți să extindem acest cod, să-i zicem const value. Am citit valoarea, ștergem uh, orice erori și spunem dacă value include un anumit cuvânt, hai să zicem cuvântul apex, acel text field nu ar trebui să conțină cuvântul apex. Atunci arătăm această eroare. Nu o vrem să fie la nivel de pagină, doar inline este suficient și spunem um, nu menționați apex. Nu știu de ce am spune asta, dar. Ok. Deci, acum Scriem ceva, ABC123, dăm tab. Când dăm tab, când facem focus out, acest event va fi uh, trigăruit și vom executa acest cod. Pentru că valoarea nu a inclus Apex, nu s-a întâmplat nimic. Dar dacă spunem hello, Apex, fans, și dăm or click, dăm or tab, atunci avem eroarea noastră inline, scrisă 100%. În JavaScript. Pentru a face asta, chiar am combinat tot ce am învățat până acum: um, Dynamic Actions, Execute JavaScript Code, uh, Apex Items, Apex Message Show Errors și așa mai departe. Dacă ștergem cuvântul și dăm tab, eroarea va dispărea. Deci, ăsta e un use case uh, foarte comun. Um, validarea. Uh, valorilor din uh, page item înainte să dăm submit la toată pagina, înainte să contactăm serverul. Ok. Am discutat despre function and global variable declaration, execute when page loads, execute JavaScript code dynamic action. Um, ce mai unde mai putem scrie cod? Mai avem asta, mai avem un atribut care e puțin ascuns. El există la nivel de componentă, nu toate componentele îl oferă și se numește Initialization JavaScript Function. Și cum spuneam, haideți să creăm un, un Interactive Grid. O să-l numesc AMP. Interactive Grid pe tabela de AMP. Să vedem dacă dau run, o să închid asta, avem interactiv gridul ul aici. Um, poate s-au plâns utilizatorii că nu le place cum arată și în mod special poate nu le place bara asta de jos. Ei spun că ia prea mult spațiu și ar trebui să o ștergem. Cum o ștergem? Am putea folosi JavaScript și să ștergem acest element din DOM direct. Nu este de recomandat. Avem API-uri pentru uh, asemenea schimbări. Dar dar, um, dar poate avem și o um, și un atribut uh, declarativ pentru asta. Dacă mergem aici la attributes, vedem ceva legat de la e un footer. Nu vedem absolut nimic. Ce putem folosi, însă, este acest Initialization JavaScript Function, care ne lasă să customizăm sau să schimbăm mult mai mult decât ce vedem aici declarativ. Deci, cum șterg chestia asta? Citesc documentația, văd ceva legat de Interactive Grid și dau un search. Asta pare foarte promițător. Footer, false, sună exact um, a ceea ce vreau. Dau un copy și dau un paste aici. Ce este acest cod? Oriunde vedem initialization JavaScript function, ori îl lăsăm gol, ori scriem o funcție. Mereu trebuie să arate la fel. O funcție care ia ca parametru un Obiect numit Options, face ceva, schimbă cumva acel obiect și îl returnează înapoi. Ce va face Apex este că atunci când pagina se încarcă, el va crea o configurație pentru componenta respectivă bazată pe aceste setări, dar va da dezvoltatorului șansa, prin acest atribut, să le schimbe înainte să randăm uh, acea componentă. Și în cazul nostru există o setare pentru a, um, a șterge acel footer, deși nu este Detail View, în cazul nostru este Grid View. Dacă îi dăm Run, acea bară a dispărut. Deci am folosit JavaScript să configurăm mai avansat un Interactive Grid. Asta e ceva foarte simplu să... Um, să ștergem ceva, dar Interactive Grid-ul poate să facă mult mai multe chestii și puteți citi despre ele în documentație. Putem interacționa, mai ales când edităm un, o celulă, mult mai bine. Da. Ok. Unde mai putem să scriem uh, JavaScript în Apex? în static files sau fișierele acestea statice la nivel de aplicație sau Workspace. Um, după cum vedem am scris în multe locuri acum JavaScript. Am scris pe aici, am scris pe aici, îl avem pe aici împrăștiat. Îl mai avem și aici. Nu e bine să îl avem peste tot. Dacă facem un upgrade și vrem să retestăm JavaScript-ul nostru, trebuie să ținem minte, băi, unde am folosit JavaScript? Poate uităm, se întâmplă. O idee bună este să centralizăm tot JavaScript-ul nostru într-un file. De-aia ne oferă Apex aceste static files. Static files pot fi orice, deja avem iconițele aplicației și ele sunt stocate tot aici. Dar un static file poate să fie și un file de javascript apăsăm pe create file îi dăm un nume script.js așa îmi place să numesc fișierele mele globale de javascript dacă dăm create se va crea un fișier gol și acum chiar avem un fișier adevărat și nu doar un snippet sau un fragment pe aici colo hai să scriem ceva în fișierul ăsta hai să declarăm un un obiect, myApp, care să aibă niște funcționalități, o funcție poate print greetings, să continuăm pe același exemplu, e o funcție care face console.log iarăși salutări. Și acum putem atașa acest obiect paginii noastre web prin window. MyApp egal my app. Ok. Trebuie să am un obiect cu o funcție în el. Dacă dau refresh la pagină, haideți să îl folosim întâi în consolă, doar să testăm dacă funcționează sau nu. Um, cum era? MyApp.printGreetings? Ceva de genul? Ceva nu funcționează. Nu există acest MyApp. Dacă inspectăm chiar toată sursa paginii și căutăm după un, asta e ce generează Apex, un script.js, nu există. Deci nu a fost inclus acel file. Doar pentru că noi am creat un file în static application files, nu înseamnă și că va fi inclus pe toate paginile. Așa că noi va trebui să copiem um, această referință, să mergem frumos la pagina 1 și să-i dăm paste în file urls. Când am ran, RAN acum la pagină, avem funcționalitatea uh, available și dacă Dăm și un refresh la sursă, să vedem cum arată efectiv sursa și căutăm un script.js, îl vedem aici. Deci așa se creează un file și se atașează unei pagini. Și acum putem să folosim uh, chestia asta în... Uh, să simplificăm totuși codul nostru de pe pagină. Nu mai avem nevoie de acest greetings și putem să îl folosim aici. Să spunem myapp.print... Greetings. Cred că așa era. Greetings. Încă mai funcționează. Deci am centralizat uh, puțin cod care l-am avut uh, uh, pe pagină. Dacă vrem să punem și acest cod în, în, acea, în acel obiect, pentru că ne-am gândit aceeași logică, vrem să o folosim pe mai multe pagini și nu vrem să dăm copy-paste la fragmentul ăsta peste tot, o să-l copiez acum, o să intru înapoi în file și o să-l transform într-o funcție. Haideți să îi spunem uh, validate item, care ia ca parametru numele uh, itemului. Nu vrem să hardcodăm uh, acest item. Deci uh, item name este o funcție care face fix chestia asta. și accesează orice item i-am dat noi. Și aici. Super. Deci funcția se numește validate item. Trebuie să țin minte. Dăm save changes, ne întoarcem la pagina și doar spunem myapp.validate item. Și dăm ca parametru numele acestui item. Ștergem tot codul ăsta și am simplificat codul de pe pagină și toată logica o avem centralizată în acest file. Să vedem dacă încă mai funcționează. Zicem Hello, Apex. Exact. Ne dă eroarea. Hello, world, a dispărut eroarea. Super! Și acum putem folosi um, um, această funcție pe mai multe pagini. Hai să încercăm să facem asta de fapt. Haideți să creăm o. Altă pagină. Pagina 2. O numim Page 2. Create page. Uh, nu, vo nu voi crea iarăși un page item, dar pot verifica în consolă. Și zic my app Hai să-l facem pe ăla cu print greetings. Nu. No, iar nu merge. Pentru că nu am inclus referința la acel file. Dar totuși, dacă am o aplicație cu sute de pagini și vreau să folosesc același fel pe toate paginile, n-aș vrea să menționez pe fiecare pagină acea referință. Pentru asta există un loc puțin prea secret, de fapt, unde putem spune ce fișiere dorim global pe toate paginile. Dacă mergem la Shared Components user interface attributes, îl avem aici, la JavaScript file URLs. Haideți să copiem referința asta așa, să o punem aici. Ce includem aici va fi parte din toate paginile noastre. Deci dacă dăm refresh la pagina 2, avem acum acces la My app și de pe pagina 1, Chiar putem și șterge acea referință de aici, pentru a simplifica lucrurile. Și așa am curățat pagina și am centralizat codul. Ok. Am vorbit despre multe locuri unde putem adăuga JavaScript. Pentru um, Aplic pentru file-uri sau fișiere de JavaScript care le vrem, um, vrem să le folosim în mai multe aplicații, avem Workspace Static Files, care e cam același lucru, numai că îl accesăm puțin diferit. Nu intrăm la Static Application Files, ci la works Static Workspace Files și referința pe pagină sau în. Uh, Acolo global se schimbă puțin. Deci nu va mai fi um, app-files-script.js, uh, va fi workspace-files-script.js. Să știe Apex unde să se uite efectiv după uh, acest file. Da, deci JS API este shortcut pe care îl folosesc cel mai des, um, zilnic, de multe ori, um, și am vorbit despre Apex Item, Apex Region, Apex Message, avem și un Apex Server care poate face call um, async către server și multe altele. Putem face... Um, U, uh, ce mai îmi place mie, este apex um, message message.confirm. confirm ceva gen are you sure? Ia yeah, o oh, ca parametri un uh, string și o funcție și putem crea aceste um, a confirm boxes dinamic. În Apex Page avem Submit, putem face Submit la pagină prin JavaScript, deși pentru multe dintre aceste API-uri avem deja Dynamic Actions native. Avem... unde este Submit? Avem Submit Page, de exemplu, sau avem Alert, avem Confirm. Și e de preferat să le folosim pe astea când, când le avem. Um, la Apex Region vroiam să mai uh, să mai arăt ceva. Haideți să navigăm pe pagina 1. Deci am văzut cum um, accesăm un page item folosind numele itemului, apexitems.p1text și putem să îi setăm o valoare sau să-i citim valoarea. Dar același lucru există și pentru regiuni. Index Regions. Dot, um, dar acest obiect nu este indexat cu numele regiunii, ci cu static ID-ul regiunii. Deci, dacă vrem să creăm o referință față de acea regiune, trebuie să-i dăm un static ID. O să-l numesc pe acesta AMP. Dăm Save, Run. Și dacă scriem. Apex Regions pot accesa prin amp și pot face niște câteva lucruri interesante. Refresh este foarte interesant. Și dacă ne uităm aici la și la network tab să vedem ce se întâmplă. amp.refresh așa se poate refreshui o um, o regiune prin JavaScript. Vedem că a plecat request-ul către server și că s-a întors cu noile date. Și pentru asta avem, avem o, un Dynamic Action nativ, avem Refresh, care putem să-i zicem refresh este această regiune, dar uneori suntem într -un, deja într-un context JavaScript și e, are sens să continuăm să facem lucrurile în JavaScript. Ok. JavaScript done right. Um, folosiți Dynamic Actions native, dacă se poate. Um, folosiți JavaScript în moderație, dacă se poate. Centralizați codul în static files. Asta se poate mereu. Um, dacă folos ați construit o mică. Um, nouă funcționalitate, poate un item sau uh, un fragment de cod care se repetă în prea multe locuri, um, considerați să-l să creați ca un plugin. Deci, un plugin poate să fie un region sau un item sau un dynamic action și va apărea efectiv în lista asta și va apărea ca un native uh, um, um, component, dar cu codul uh, vostru în, în spate. Nu voi vorbi acum de plugin-uri, dar, dar merită investigat. La not least, folosiți doar API-urile documentate. Dacă noi ne uităm aici în Apex, vedem multe lucruri gen și web component asta. Um, sunt chestii care ne ajută, sunt foarte interesante, dar numai cele care sunt în acest document, um, Garantăm că vor funcționa la fel și în următoarele release -uri. Ce nu este menționat aici, poate să se schimbe de pe zi pe alta. Ok, dacă aveți idei, vă rog să ni le comunicați prin Ideas app, întrebări prin forums sau pe Twitter. Folosind acest hashtag, și suntem și pe canalul de Slack Apex România. Cam asta a fost pentru această sesiune. Aș vrea să facem la un moment dat și o sesiune puțin mai avansată de JavaScript, dar cred că e suficient uh, pentru acum. Dacă nu sunt întrebări, mă uit și în QA. Asta a fost. Vă mulțumesc că ați participat la sesiunea asta și la toată seria asta. La revedere!